Salve, boșilor! Nimeni nu face vlog fix ca așa când se trezește, decât ăștia care sunt frumoși așa de dimineață. Vreau să ies o leacă pe afară să mă dau cu rolele, dar am roțile extrem de tocite și s-au teșit pe partea asta și partea asta e nouă, dar asta nu. Se ia una bucată tricou vechi. Am noroc că sunt puțin mai umflat, că... Material mai bun? Mă, nu furași replica, mă, tăticule. Da, eu am făcut din asta vreo 3 cârpe. Deci... Și o bluză pentru mine. Avem aici ABEC 7 și plănuiesc să le schimb. Am rulmentul stricat la una din roți și vreau să le schimb pe ABEC 9. Dacă nu știți diferența, cu cât numărul la ABEC e mai mare, cu atât rulmentul se rotește mai ușor. Și ABEC 9 o să-mi permită să mă duc mai rapid, adică dau de 2-3 ori și mă duc mult mai mult decât m-aș duce acum. Mie mi se murdăresc că stea destul de nasol pentru că de obicei mă dau cu ele printr-o zonă industrială de asta de cărbune. Descarcă de pe nave cărbunele și când bate vântul, fiindcă aici pe coastă bate vântul foarte tare, mai ales acum primăvara, tot praful ăla de la cărbune vine fix pe drumul pe care mă dau eu. Și pe jos e așa un pic de strat de cărbune pisat, cum ar veni. Și chestia se pune foarte, foarte nasol pe, și pe roți, intră și pe la rulment. E un fel de făină, ceva de genul ăsta, arcă mult mai mizerabilă. Nu ce dacă eu o strâng? Da, dar nu-ți dai seama. Aha, a mers. Mamă, ce m-am speriat, băi. A zis că îți dai seama dacă am mers pe el atâta, știi, cu greutate. Sau poate s-a îndoit un pic ceva prinăuntru, știi, și mai merge așa. Ca la mașină, ai văzut cu prezoanele. Exact ca la mașină. Ce anume? A, da. Asta e de la Mihaela. Deci, Mihaela, văzând că eu am atâtea capete, plus altele de rezervă pe aici pe care nu vi le mai scot, dar credeți-mă, am asta, toolbox-ul ăsta plin, Mihaela s-a gândit că mai îmi trebuie unul, just in case. Poate decid de celelalte șurubelnițe să rămână fără baterie. Dar știam că asta îți vine cel mai bine pe mână când trebuie să schimbi roțile la... Am înțeles. Asta vine cel mai bine pe mână. Da. Tu ai probat-o? Da. Când ai schimbat la ale tale. Noroc că sunt experimentat cu mișcarea asta și pot să șterg... Ce măi? Ce dorești? Băi, așa e, mă, când stai într-o relație și ai o singură cameră, nu poți să-ți faci, tati, și tu vlogul ăsta cu pasiunile tale, cu toate astea, bă. Tot aud prin spate. De cărbunele ăsta, ziceam eu, practic e adus de barje, astea mari, vase foarte încăpătoare și, bine, de obicei sunt munți, munți, acum aici a rămas. Și e luat cu macaroa și e pus pe trenul ăla de acolo. Aici avem un tren, triscolea, chiar în momentul de față îl umple și după aia pe ăsta îl duce, bănuiesc eu, la centrala termică. Bănuiesc. Da, destul de... E fain că poți să vezi corăbii de astea foarte mari și camera asta distorsionează foarte mult fiindcă e wide. Iar distanța pe care o vedeți voi dintre mine și cei în față este de 3 ori mai mică. Așa că lucrurile sunt mult mai mari în realitate. Mă odihnesc un pic pentru că vine o pantă foarte mare în spate. Mult mai aproape din nou decât se vede și panta asta este pe o lungă distanță, așa că mi-e foarte greu să urc cu rolele. Cine are role și patinează știe că rampele sunt cele mai ale dracu. Și suntem la far. Asta este farul din Tarragona. O minunăție de far. Nu este pe tipul ăla clasic, este ceva mai modern. Destul de fain. Yo, am ajuns la 3 km 750.
fiecare dată când vin pe drumul ăsta, ador partea asta. Este fix panta pe care am urcat, doar că acum o vom cobori. Așa că ne luăm avânt și băgăm tare. Țin minte când mi-era frică doar să mă dau pe ea. Au tot atat. Ala a fost boss. Hai pe sânga. Super tare. Serialul 100, cel mai muist serial ever. Deci mi-am mâncat ăsta la timp. Azi noapte, de exemplu, am stat până dimineața la 6 uitându-mă la serialul ăsta. Uimitor cât de mult, cât de mult te prinde. Are 4 sezoane și categoric, dacă aveți timp, vi-l recomand. Altfel, nu. Dacă aveți de muncă, nu vă băgați la The 100. Hai că am reușit să găsesc o activitate care să permită să mă uit și la serial, dar să și fac lucruri. Am aici o chestiune interesantă, scrie Mihai Fotograful și vreau să-mi o personalizez și să-mi o pun pe rucsac pe spate. Asta este un material foarte, foarte flexibil, dar totodată tare. Și am decupat aceste litere dintr-un material asemănător alb. Și le-am decupat cu foarfeca, frumușel, și acum urmează doar să le lipesc. Mai am o chestie foarte faină aici, care vine compusă din mai multe lucruri. Și vine, uite așa, ca să-ți dea, practic, iconița aia de Instagram. Și mi s-a părut super tare, mai ales că acum, pe 24, o să avem, oh, ce fain arată, vezi? Această revistă e lipită doar ca să am eu marcator aici, ca să scriu fotograful, Mihai Fotograful, drept. Asta tot. Și ăsta o să vină pe spate. Și vine pe spatele ghiuzdanului meu atunci când voi merge la carnaval. Pe 24, 25 și 26 va fi carnavalul din Tarragona și voi merge acolo să fac fotografii, iar pe spate voi avea reclamă gratuită. Idee sau ce? Am reușit să o fac și a ieșit super tare. O, tete, știu cât de fain a ieșit aici. Și practic am petecul ăsta negru pe care îl pot pune oriunde. Și acum am toate literele puse, sunt lipite, semnul de la Instagram frumos aici. Bă, dar ce fani se aude! Micalina joacă Euro Truck Simulator 2 pe Dacia 1310, care abia merge și se aude și urât. Ha? Da, se aude. Zi-te, de nu se aude urât. Se aude foarte urât, tot îmi fac oare. Facea bzzz, nici măcar nu bâne, ci bâzâie. Tocmai n-are niciun ăsta de la Dacia, că Dacia nu se aude așa în realitate. Da, ce fain, cu bord, cu de toate. Aaaa, uite ce avem, Jesus. Aaaa, venda mereu. Păi acum Gina doarme, știi? Adorme. Ce da fac, aut, mă da fac? Trebuie să iei la dreapta, uite acolo GPS-ul. Stai. Uita ce lișe la GPS. Nu, așa se, cum ai marșarierul? Apei și dai în dreapta jos. Gata. Acum vine partea a mai nașpa. Trebuie să dezinstalez volanul, trebuie să dezinstalez schimbătorul, trebuie să dezinstalez pedalele, am track IR-ul care e colea sus deasupra, trebuie să mut și microfonul să-l pun mai în spate. Come on, bitch, te mai plângi mult. Boss, the fuck is this? Nu mă lasă să fac ce trebuie. Ce faci, matale, aici? Ce e? Așa, să te iau la bani mărunți. Nu la chiveta. Fuck is this? Nu la chiveta. Nice. Astea nu îngrașă, nu? Au colesterol zero și au și gluten. Gluten. N-au gluten, nu? Că nu pot să mănânc cu gluten. Sunt free, bio. Oa, direct. De pe coapse se duc astea. Am trecut la spălat de vase, am și mâncat și aici se termină și ziua noastră. Și o să o terminăm, apropo de serialul ăla pe care vi l-am arătat mai devreme, o să o terminăm cu Netflix and chill, sper. Bob, băgăm un Netflix and chill? Avem timp? Să termin vasele acum. Oh!